Eu mă numesc Olga Slipenski, sunt elevă în clasa 6A de la Liceul Teoretic Vasile Vasilache. Olguța, ne cunoaștem. Ai participat la concursul cititor model la noi. Asta înseamnă că ești una dintre cele mai active cititoare. În special, mergi la filiala noastră de la Petru Movilă. Da, acolo ți-ai găsit cărțile care te interesează pe tine, cărțile tale preferate. Da, acolo am găsit mai multe cărți care mă interesează mai mult și eu le citesc pe toate. Și chiar sunt curioasă de când ai început să fii cititoare a Bibliotecii Naționale pentru Copii Ion Creangă. Eu am început să citesc cărți din Biblioteca Ion Creangă, încă din clasa a treia și din filiala de lângă școala mea. Și apoi, în clasa a patra, profesorul ne-a spus că era un concurs cititor model și copiii m-au ales pe mine și astfel am mers la acest concurs. Apoi am luat locul întâi și am venit și la concurs aici, la cititor model. Da, nouă ne plac foarte mult cititorii care sunt activi, sunt fideli, dar mai ales ne plac și cititorii care, în afară de talentul de cititor, au și alte talente. Tu cu ce te lauzi? Talentul meu este de a cânta la pian și am venit aici acum să vă prezint talentul meu. Cred că vă va plăcea cântecul pe care îl voi prezenta acum. El se numește Dimineața.